Subiectele au fost ușoare. Asta a fost concluzia elevilor de clasa 12-a care au susținut astăzi ultima probă a simulării la bacalaureat. Cei mai mulți au rezolvat subiectele în mai puțin de 2 ore față de cât le-a fost alocat în acest scop. Deși elevii și-au petrecut ultima perioadă în școala online, se pare că aceștia s-au descurcat de minune la simulările la bacalaureatul din acest an. Cum ți s-au părut simulările? Foarte ușoare, foarte bine, m-am descurcat foarte bine, sperăm la note bune. Destul de ușoare, am învățat, ne-am pregătit și eu zic că a fost bine. Au fost destul de în regulă, adică majoritatea au fost ok. Nu ne așteptam toți să pice moara cu noroc, dar a fost super ușor în final. Săptămâna viitoare, miercuri 31 martie 2021, se vor afișa rezultatele. Astăzi s-a desfășurat proba la alegere a profilului și a specializării, adică pentru Severinani ultima probă. Au fost 2160 de elevi înscriși și s-au prezentat 1220 de elevi. Elevii din clasa 8-a încep probele din cadrul simulării de evaluare națională în 29 martie cu proba la limba și literatura română. În 30 martie au proba scrisă la matematică, iar în 31 martie proba la limba și literatura maternă.